Frontiera naturală între Caucazul georgian și ținuturile rusești este spectaculoasă. Drumul militar între Georgia și Rusia este singura legătură peste munți. Mănăstirea Sfânta Treime este un simbol al georgienilor. Se ajunge după un drum sinuos, numai cu autovehicule cu tracțiune integrală, pe un drum care arată de parcă ar fi albia pietroasă a unui torent. Cei mai zeloși urcă pe jos, preț de 3 ore. Ghergheti, un vârf de munte și o cucerire. Mănăstirea Sfânta Treime este, am putea spune, tezaurul georgienilor. Aici, în vremuri de restriște, erau aduse cele mai de preț relicve sau obiecte religioase. Sus, pe munte, practic veneau în timpurile sovietice să se cunune credincioșii. Ea a fost închisă, însă tot timpul a reprezentat un simbol. Și în prezent există obiceiul ca mulți dintre tineri să vină special aici pentru a se căsători. Lăcașul de cult este simbolul nerătăcirii în vremuri de prigoană. Se află la 2170 de metri altitudine. Complexul monastic a fost ridicat în secolul al XIV-lea. Arhitectura este unică în provincia Chievi. O legendă pioasă spune că pe muntele Kazbegi câțiva călugări s-au adunat și au organizat o mică mănăstire. La acea mănăstire aveau drept cele mai de preț relicve, o parte din cortul patriarhului Avraam și o parte din ieslea pruncului Iisus de la Betleem. Este, poate, o legendă. Undeva, peste văile muntelui Kazbegi, cam pe la 4000 de metri altitudine, se află un loc numit Betleemi, o peșteră la care se ajunge greu și care ar purta amintirea legendarei Sihăstrii. Cuibul de vulturi de la Ghergheti devine aici simbol al înălțării către cer, asociat cu vulturul, metamorfozat din chinuitor al personajelor mitologice în simbol creștin al curajului și al propovăduirii prin cuvânt. Într-un asemenea loc, se pare că cerul atinge pământul. I se spune Ghergheti datorită regiunii, însă asocierea Georgia-Gheorghe poate fi întâlnită pretutindeni în această țară. Publicația de Telegraf a făcut o listă și pe cale de consecință o ierarhie cu cele mai interesante 23 de mănăstiri din lume. Sfânta Treime din Ghergheti ocupă locul al 6-lea. În această ierarhie există edificii religioase din toată lumea, începând din țările nordice și până în centrul Africii. Este greu să spui dacă a ajunge aici înseamnă turism sau pelerinaj, pentru că se întâlnesc oameni de toate neamurile și credințele. Conform unei tradiții, în acest loc, alături de alte relicve, a fost păstrată temporar legendara cruce a Sfintei Nina, cea făurită din rug de viță de vie în secolul al IV-lea, când în Georgia creștinismul a devenit religia oficială a regatului numit pe atunci Iberia. O palmă de viață făurită din rugă și speranță.
câțiva călugări trăiesc permanent în atingerea norilor. Cu crestele în nori, la cei peste 5.000 de metri înălțime, al treilea vârf din Georgia, Kazbegi, amintește de Prometeu, versiunea locală a legendei acelui personaj care a adus focul oamenilor, este dedicată lui Amirani. În mitologia greacă, Prometeu adusese semințe din soare pentru a le da oamenilor în chipul focului. Iar în etosul georgian, iberianul Amirani a dăruit metalul sau știința metalurgiei, care, în cele din urmă, tot datorită focului, capătă formă materială. În Georgia, Gmerti ține locul lui Zeus, iar înlănțuirea și vulturul sunt asemenea celor din mitologia greacă, adăugându-li se însă șansa eliberării lui Amirani. Prin suspendarea în aer pentru o singură noapte dintr-un an, eroul putea fi salvat de către oameni. Titanul caucazian fusese închis într-o peșteră pe muntele Kazbegi pentru că nu respectase porunca uciderii dragonului negru, ci doar îi tăiase burta și apoi pornise în căutarea unei soții. Amestecul de praf purtat de vânt cu boarea înălțimilor invită la evocări în ținuturi de legendă. S-ar putea spune că fiecare margine de drum are a spune o poveste. Pe Kazbegi se află unul dintre cei mai mari ghețari din Caucaz. Muntele nu a fost explorat până în anul 1868. Apoi, vârfurile au devenit o provocare pentru alpiniști.